Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o ediție care sperăm să nu intre în istorie, totuși. Acest 21 octombrie, ne puțin teamă de el. S-a făcut ora 20. Vă spun de la început că oricum am dat-o în emisiunea de astăzi, vom ieși prost. Dar până să intrăm în subiect, au venit niște știri pe care le va prelua și presa de la noi în curând. Și anume, Joe Biden nu candidează la Casa Albă în 2016, declarație oficială, iar Alain Juppé este candidatul preferat de francezi într-un sondaj pentru prezidențial din 2017. Turul al doilea, dacă ar avea loc duminica viitoare la ei, ar fi între Marine Le Pen și Alain Juppé. Incredibil. N-ar fi nici Sarkozy și nici Hollande, așadar, în turul secund. Bun. Acum, sigur că astăzi a fost o zi încărcată, spuneam, cu foarte multe evenimente. Unele, într-adevăr, de natură crâncenă, altele într-un ridicol absolut. Dacă totul merge bine, însă, într-un an jumate, doi, l-am putea vedea după gratii pe Ion Iliescu și nu numai asta. Apelativul criminalul Iliescu ar putea să-și găsească o justificare. Pentru că Ion Iliescu, după cum știți, de astăzi are în mod oficial această etichetă, da? De urmărit penal pentru infracțiuni contra umanității. Asta pentru reprimarea violentă a manifestației din piața Universității, urmată de moartea oficială sau nu a 4 persoane și rănirea altor 3. Cifrele, sigur, sunt probabil departe de adevăr. Au circulat tot felul de variante. Unele surse autorizate susțin că ar fi murit peste 100 de oameni la Revoluție, dar nu există, sigur, dovezi în acest sens. 100 de oameni și la Mineriadă, la Revoluție 100 în plus, vreau să spun, față de numărul celor care fusese publicat oficial. Așa că navigăm într-o zonă, într-adevăr, îndepărtată, ca atunci când te duci după o comoară sau după un vas abandonat într-un ocean, în mijlocul unui ocean, 2 decenii și jumătate mai târziu. Sigur că sunt multe necunoscute, destul de complicat să recuperezi, să refaci firul evenimentelor. În orice caz, începând de astăzi, aceeași calitate de urmăriți pentru infracțiuni împotriva umanității, mai au și Virgil Măgureanu, fostul șef al SRI, și fostul șef al armatei, Victor Atanasie Stănculescu, care au fost și ei audiați astăzi. A scăpat de audiere Genu Voican Voiculescu, dar am găsit o declarație și a lui, care sigur că ne interesează în acest context. Ion Iliescu, care a intrat la parchetul în alte curs de casație și justiție în jurul orei 9:50, tot ca o făcătură, bineînțeles, că o să vedeți imediat cine este cu adevărat vinovat pentru redeschiderea dosarului. N-a făcut declarații la intrare, iar după ce a ieșit, aproximativ o oră mai târziu, a vorbit ca să nu tacă, spunând 2-3 banalități, într-adevăr, care nu ne onorează pe noi, că pe el nu-l mai onorează de mult astfel de declarații. Cum ar fi totuși ca Ion Iliescu să sfârșească zilele în pușcărie? Există, iată, această posibilitate. Noi am mai vorbit despre crime împotriva umanității, despre genocid. Am mai vorbit în cazul Ion Iliescu, pentru că este un subiect pe care îl abordăm de peste 4 ani. Cazul Ion Iliescu, într-adevăr, o cruntă mârșăvie. Dumnezeule, astăzi, uitându-mă la televizor și revăzând, a nu știu câta oară, evident, acele imagini, pentru că pentru mine 1990 nu e atât de îndepărtat ca pentru alții. Văzând acele evenimente, aveai un sentiment de ură mai profundă decât în orice altă situație. Deci cred că nici dacă ți s-ar fi întâmplat în propria familie un eveniment, n-ai fi putut să te uiți mai încrâncenat decât la aceste imagini. Pentru un cetățean responsabil, onest, corect, da? Să vezi așa ceva la televizor, chiar și la 25 de ani, este absolut revoltător. Este bizar, uluitor, pe undeva, și poate de aplaudat cum unii reușesc să vorbească totuși despre aceste evenimente cu un calm aparent. Ce s-a întâmplat atunci este într-adevăr de domeniul colosalului, de preistoria societății, asemenea evenimente, cum oamenii ăia mânați pur și simplu de o forță dintre asta păgână, aș spune, chemați de Ion Iliescu și de structurile lui din acea vreme. Iliescu a spus la un moment dat astăzi: noi n-aveam poliție. Și atunci a trebuit să mă descurc. Cum să fiu eu acuzat când ăia
anarhiști, adică studenții, manifestanții în general, care vreau o nouă revoluție, vreau să dea jos, să termine cu comunismul, că au văzut că degeaba a fost o revoluție, că acesta n-a dispărut, ci țara era în haos, într-adevăr, dar nu din vina lor. Aceștia, ci că îi vreau capul lui Ion Iliescu, susține Ion Iliescu. Deci el doar s-ar fi apărat. Și cum s-a gândit el să se apere? Ar fi fost la Scroviștea, ci cu o întâlnire între marii momentului, un fel de Ialta, așa, în care ei au decis atunci repede, domnule, cum să acționeze, există și schițe, să pare, la dosar, cine să vină, mineri, muncitori, care se omoare, practic, pe cei care s-au revoltat împotriva lui Ion Iliescu. Ion Iliescu, într-adevăr, avea sânge de criminal, pentru că el l-a omorât pe Nicolae Ceaușescu în doi timp și trei mișcări, oricât părea el de blajin, așa. Deci această reacție a lui viscerală, practic, împotriva oamenilor care nu vreau altceva decât o viață mai bună. Deci, această manifestație care a depășit amploarea Revoluției Române, practic, și a fost considerată cea mai mare manifestație din Europa răsăriteană împotriva comunismului, asta din 13-15 iunie 1990 și, în general, manifestațiile din piața Universității, că ele au durat luni de zile, toată lumea știe, așa, toate astea au avut până la urmă un impact evident pozitiv, atât cât s-a putut, asupra viitorului societății, dar măcar a tras un semnal de alarmă atunci foarte important. Mulți au murit de frică, să știți, dintre nomenclaturiști. Alții au murit de frică între ghilimele, dar măcar câteva luni au dispărut atunci din peisaj, pentru că, într-adevăr, părea iminentă o nouă revoluție și dacă prima eșuase, în sensul în care nomenclaturiștii erau toți călare, e a doua avea să fie sfârșitul lumii. Așa păreau acele evenimente și atunci minerii au fost chemați ca pentru apocalipsă, că venirea lor urma să stingă definitiv orice mișcare democratică în capitala României. Ăsta a fost scopul. Cei a veniseră ca europenii sau în general occidentalii care s-au dus în America să caute aur sau să colonialiștii când ataca o țară africană. Adică ei s-au dus acolo pentru definitiv. Deci după ei nu mai urma să existe istorie. Practic ăsta a fost mesajul. Da? Oamenii au făcut ce au vrut, au făcut ce au putut. Situația, într-adevăr, era uluitoare. Deci uitându-te la imaginile alea, ți se par din război, categoric. Deci era o stare de război, o stare de asediu, provocată de ce? Unii oameni strigau împotriva lui Ion Iliescu și a regimului pe care acesta îl instaurase cu un an în urmă, să zicem, rotund, cu mai puțin de un an în urmă. Deci, așa stăteau lucrurile atunci, nimeni n-a plătit, niciodată nu s-a făcut lumină, dovadă că, într-adevăr, mustește de vinovați, colcă e de bandiți, pentru că numai într-o țară care nu-și respectă cetățenii, nu-și respectă trecutul, care nu contează pe viitor, se puteau întâmpla astfel de lucruri. Asta era prioritatea zero pentru orice politician. Prioritatea zero. Ei s-au ascuns cu toții. Cu toții. A trebuit să fie o intervenție la CEDO, da? Că ăia să spună, da, redeschideți dosarul. Trebuie să fim sinceri. Niciun român nu mai credea că Ion Iliescu și-ar putea sfârși zilele la pușcărie. Niciunul. Și atât că această perspectivă revine acum. Târziu, sigur, dintr-un punct de vedere, Ion Iliescu mai are încă de așteptat. E o luptă deja contra cronometru între aia cu coasa și asta cu zăbrelele. Să vedem care va avea câștig de cauză până la urmă, dar dosarul pare să fie în momentul de față, la 21 octombrie 2015, atât de stufos încât n-ar scăpa nici Iisus Hristos din el. Adică sunt atâtea care îl condamnă pe Ion Iliescu încât e puțin probabil ca acesta să scape bazma curată vreodată. Interesant, sigur, pentru istorie. Să comenta astăzi, sigur, asta la capitolul chestiuni ridicole. Nu s-a vorbit de Putin în această situație, dar s-a vorbit de Liviu Dragnea. Că Liviu Dragnea știa că va veni această zi și că de asta l-a scos pe Ion Iliescu de pe listele partidului, comitetul executiv ăla. El nu mai aibă decizie executivă, practic, oricum era doar de formă acolo, din BPN-ul ăla. E, ok, sunt de acord. Știa Liviu Dragnea cu două zile înainte. Nu-i mare lucru, dar asta știți ce înseamnă? E mai grav. Înseamnă că Liviu Dragnea știe despre el că nu va păți nimic, că de-aia a rămas acolo. Da? Și de-aia și-a tras, practic, toate puterile și are absolut toți factorii de risc pozitiv
în momentul de față alături de el. Bun, pe lângă Ion Iliescu, o altă figură care stârnea ura astăzi, mânia, într-adevăr, și ne făcea să stăm cu pumnul strâns în fața televizorului, este Virgil Măgureanu, care și-a petrecut 2 ore în fața procurorilor, iar la ieșirea de la parchetul înaltei curți de casație și justiție a declarat că vrea să contribuie la reconstituirea adevărului. Adică ce să înțelegem? Că ar și turna dacă ar fi nevoie, dar să nu răspundă singur. Adică l-ar cam trage pe Ion Iliescu și pe alții după el în ceea ce va fi probabil căderea definitivă a acelui regim, definitivă în fața istoriei. Totuși întrebat dacă este și el acuzat de infracțiuni contra umanității, la fel ca și Ion Iliescu, Măgureanu a spus: asta este o întrebare de-a dreptul neroadă, demonstrând că n-a înțeles nimic, da? Și că nu mai e de mult momentul în care escrocii societății, da, să facă ei pe nebunii atunci când li se pun întrebări. Deci n-a înțeles Virgil Măgureanu, evident, dacă te uitai câteva secunde la fața lui, îți dădeai seama că sunt niște declarații de complezență asta cu e bine și e benefic că s-au reluat cercetările, adică să pățească unii cei de pățit, da? Să se elucideze o dată că m-am plictisit așa să se tot vorbească despre cazul ăsta și să fim lăsați odată în pace. Da? Pentru că noi am făcut atunci ce trebuia să facem. Ion Iliescu are ceva din Nicolae Ceaușescu. Deci el va fi dus în fața plutonului de execuție al zilelor sale, da? 2015, 2016, 2017, cât o fi, nu mai e același pluton de execuție ca în 89, astăzi nu mai există condamnarea la moarte, și o va ține cu marea adunare generală până în ultima secundă. Chestiunile de genul, păi eram șeful statului, trebuia să iau niște decizii, să apăr această țară de anarhie, de parcă fusese invadată țara de extraterestri. Da? Și el a recurs la mineri, care nu reprezentau nimic. Încă o dată spun, aia sunt niște bătăuși de pe stradă, niște golani. Adică el pretindea că l-au atacat golanii, niște stârpituri, și a vrut să le răspundă exact cu același gen de oameni. Pe care i-a chemat, da, i-a niște muritori de foame, niște analfabeți, le cădeau dinții în fasole pe stradă de analfabeți, de proști ce erau. Ăia urmau să pună pe butuci societatea românească care se revoltase, vezi, Doamne, și ea odată. Ca un vulcan din ăla care erupe odată la 2 milioane de ani, odată se revoltase și ea și uite că n-avea voie. Da? Mă rog, atunci, hai să zicem, în 89 ni s-a îngăduit un pic, chiar și cu voia lui Ion Iliescu, l-au împușcat pe Neanicu, dar după aia s-a spus, gata, e destul. Ați avut destul, firați-a dracul, cum ne spuneau nouă în armată dimineața la apel. Firați-a dracului să fiți de nenorociți, ați avut democrație. E bine, în armată nu-i democrație, băi, gunoaielor. Așa ni se vorbea. Așa ni se vorbea în armată. Ce gunoaie? Noi eram aproape elitele societății. Terminasem 12 clase, unii dintre noi la licee de elită, dădusem la facultate, nu reușisem în regimul Ceaușescu, aveam să intrăm după, da? Ne pregăteam pentru viață, eram viitorul țării. Urma să rămânem în România, nu să plecăm ca alții pentru 300 de euro să muncim undeva într-o gară. Da? Și aia ne tratau ca pe ultimii infractori. Asta a fost, până la urmă, premiul pe care l-au primit românii, tinerii români, că ăștia contau, forța activă a țării, pentru că au reușit atunci să schimbe un regim. De fapt, l-a schimbat istoria, l-a schimbat destinul. Fostul general Victor Atanasie Stănculescu, chemat și el la parchet, a recunoscut că i s-a adus la cunoștință că s-a deschis din nou urmăria penală, numai că el nici nu-și mai amintește prea multe și nici nu era în țară, de fapt, la vremea respectivă, ci în Germania. Întreba dacă, din punctul său de vedere, se poate face dreptate după 25 de ani. Stănculescu a răspuns: în România se poate orice. Atât așa alehamite, adică, bă, ați descoperit-o acum și pe asta, ce mai vreți de la mine? Ăsta e ăla cu păcănelele, Victor Atanasie Stănculescu, care a făcut 5 ani de pușcărie. A fost eliberat condiționat în mai anul trecut, după ce fusese condamnat 15 ani de închisoare pentru rolul jucat în represiunea sângeroasă de la Timișoara, deci tot a plătit într-un anume fel, dar avea așa o atitudine de dispreț, de ca și cum din cer au căzut toate evenimentele astea și el și cu alții ca el, da?
cu Iliescu, cu Măgureanu, au mai încercat să le îndrepte puțin. Mă, copii, vorba lui Lenuța, băgați-vă, mă, mințile în cap, mă. Mă, copii, mă, că nu știți ce faceți. Nu știți ce faceți, copii. Cam așa ne dojenește și Stănculescu acum. Miron Cosma se bucură de urmăria penală începută împotriva lui Ion Iliescu, consideră o victorie a lui. Unul dintre cei care a făcut plângere la CEDO ar fi chiar el. Făcut și ăsta pușcărie vreo 8 ani de zile, Miron Cosma. După 10 de ani de zile am reușit tot eu, zice Miron Cosma, și trebuie să recunosc că n-am fost primul inițiator. Pentru că în 2007 eram la închisoare și am ieșit abia pe 1 decembrie 2007, după cum știți. E, nu mai știam, dar e bine că ne amintești. Să fac o acțiune la CEDO tocmai pe ideea oprobiului public pe care ni l-am atras 10 de ani de zile și eu și minerii din cauza evenimentelor din iunie 90, pentru că nici până la momentul acela, mă refer în 2008, evenimentele tragice n-au fost judecate și vinovații n-au răspuns. Cosma este și el pe lista suspecților și ar putea să fie judecat alături de Iliescu. Aici, vis-a-vis de această situație, el n-a comentat foarte mult, dar nici nu s-a sustras neapărat de la întrebări, excitat cumva că va putea iarăși să înjure de data asta în fața instanței și să bălăcărească momentele pe care le-a petrecut atunci, totuși în calitate de lider. El era liderul celor care au fost chemați în București atunci și au căsăpit practic tot ce au putut. Dacă ar fi putut să facă mai mult minerii, ar fi făcut mai mult. Adică nu trebuie văzută situația, asta este ca ăla care a încercat să te omoare și ai reușit să scapi. Da? Nu înseamnă că el n-ar fi vrut să facă mai mult. Adică minerii, dacă ar fi putut, ar fi incendiat tot orașul. Da, ar fi trecut prin foc și sabie sau prin cazmalele alea, dacă vreți, absolut toată țara, dacă era cazul. Adică ei nu se opreau, n-aveau nicio limită. Unii dintre ei erau beți, alții erau porniți, aveau figuri de vampir. Am văzut imaginile respective, erau nebuniți, pentru că numai asta știau să facă. Este extraordinar să ajungi la un moment dat în viață, și am trăit asta pe propria piele și în armată, da? Ca niște derbedei, să ajungă să te conducă în anumite momente. Asta se întâmpla în armată. Deci ăla era singurul loc în societate unde chiar dacă erai plevușca țării, toată viața ta, toată cariera ta, acolo reușeai și puteai să ajungi într-o funcție de șef măcar un an de zile. Și puteai să conduci pe oricine, puteai să faci orice. Puteai practic să omori. Deci asta era situația unor oameni prost plătiți, marginalizați, care trăiau de pe o zi pe alta în condiții mizerabile de muncă, într-adevăr, și cărora li s-a spus, băi, n-ați vrea să deveniți șef pentru o zi, hai să veniți să puneți la punct un oraș întreg. Este de o mârșăvenie uluitoare. Uluitoare. Deci legea junglei, literalmente. E ca și cum acum ar veni unul la putere, în orice țară africană vreți, și ar spune, vă rog să-mi prindeți toate femeile de pe stradă, că doar n-au nicio apărare în fața voastră, toate femeile din societate să fie prinse și bătute, măr, schingiuite, făcute. Exact asta a fost. Bă, duceți-vă pe stradă și bateți-i pe oameni cum credeți voi. Deci nu exista nicio limită. Asta era o imagine de evu mediu. Acolo te puteai duce, îi dădeai cu securea în cap unuia sau cu ce îi dădeai. Dar la vremea respectivă n-are importanță, cu bâta. Da? Așa l-au pleznit și pe Marian Munteanu, de exemplu, a stat 4 zile în comă, un șef de tură la livezeni, un domocoș. Da, ăla a venit și i-a dat, a fost să-i despice-ți asta cu o secure. Da? Asta era obiectivul lui. Deci, bă, gândiți-vă, niște oameni de joasă speță, cu un intelect extrem de limitat și care își puteau permite să facă orice. Păi oricărui bătăuș, oricărui cocalar, oricărui inz de ăsta de cea mai joasă speță, te duci și îi spui acum, mă, poți să faci o jumătate de oră în piața universității, ce vrei tu? Este, într-adevăr, momentul de glorie al vieții lui. Asta știau să facă acei oameni. Nu să lucreze la mină. Greșit. În mină putea să lucreze oricine. Ei nu lucrau mai bine decât alții. Ei știau să se bată. Da? Asta era bătaia, tată. Și mai ales dacă erau și un pic mai înarmați decât cei cu care se băteau. Mai ales dacă te și plezneau pe la spate. Ok, cum o scaldă Marian Oprișan, care se pare că între timp a tot fost întrebat despre ce s-a mai întâmplat și despre acea declarație pe care am condamnat-o și noi și reiterăm și astăzi apelul către președintele PSD să-l dea o dată afară, că iată să strânge lațul și în dosarul Mineriadei, nu mai aveți ce să căutați cu al de Marian Oprișan.
A încercat totuși să dreagă busuiocul, nuanțând un pic primele sale declarații și spunând că, în opinia mea, dacă parchetul general are elementele prin care să se constate indubitabil că au fost comise infracțiuni în timpul mineriadului, bineînțeles că o acțiune a parchetului e justificată. Asta este un nonsens, pentru că nu Marian Oprișan decide. Nu avem nevoie de părerea lui pentru ca parchetul să desfășoare activitatea. Asta e ca și aia cu justiția, trebuie să-și facă treaba. Evident. Mineriadele au fost odioase, spune Marian Oprișan. Când am fost întrebat de reporter duminică, am fost întrebat în felul următor. Așa sunt toți, mă, ca și Mihalache. De fapt, nu dormeam, scriam. Da? Dar ați văzut, acolo el scrie. Da? S-a documentat și după aia s-a apucat să scrie. Era singurul care nu trăgea chiulul în pauza aia a întâlnirilor dintre președinții României și Serbiei. Din potrivă, ăia care l-au văzut dormind sunt pe din afară și sunt rău intenționați. Exact asta spune și el. A fost întrebat așa: ce părere aveți despre intervenția organelor de ordine? Intervenția, așa cum repet, în dimineața zilei de 13 iunie a fost legitimă, a spus Oprișan. Întrebat cine este de vină pentru persoanele decedate, el a întors-o și a spus mineriadele care au fost odioase. Dar încoată, ce nu înțelege el, că probabil nu e proprietarul termenilor ăștia, n-au fost forțe de ordine. Minerii și muncitorii veniți cu autobuzele în capitală sau cu camioanele sau cu motoretele sau cu ce au venit, nu sunt forțe de ordine. Chiar și Iliescu a recunoscut. N-aveam poliție, n-aveam pe cine să mă bazez. Da? Ce armată? Armata luase kicks de atâtea ori până atunci. Care armată? E impropriu spus ce-ți fac armata acolo. Da? Deci el a adus minerii pentru că nu știa cine să-i pugnească mai bine pe oameni. Cine să-i liniștească mai bine? Pentru că, de fapt, poate nici nu avea încredere suficientă în poliție. Și atunci a zis să ăștia sigur îi termină pe oameni. Ăștia sunt, într-adevăr, dați dracului. Știa el din aventurile lui Nicolae Ceaușescu prin Valea Jiului. Minerii erau răi, dar erau un fel de haită dintre asta, care, într-adevăr, dacă avea liber la ceva, termina, desfința, nu mai rămânea nimic. Deci ideea asta a fost. Mineriadele au fost odioase, dar mineriadele sunt coordonate de cineva. Ele nu s-au întâmplat din senin. N-a căzut un meteorit și după ce a explodat ăla au apărut minerii. Atunci ar fi avut dreptate Oprișan. Dar așa n-are dreptate și trebuie să fie demis, mă uitându-te la televizor în zilele de astea. Da? Nici măcar nu-i mai răspuns la telefon. Îl demiți din gură în gură. Îi transmis, vezi că te-a dat ăla afară între timp. Dar nu a mai trebuit să stea la discuție nimeni cu el. Jurnalista de la Digi24, Ana Zamfir, scoasă de pe post astăzi pentru că l-a întrebat pe Marian Munteanu: dar dumneavoastră ați fost atunci în zilele mineriadei prin piața universității? A plătit pentru asta, a plătit cu capul, deși, dacă îmi permiteți o opinie, era cea mai bună prezentatoare de știri de la postul respectiv. A fost dat afară, da? Ei bine, Marian Oprișan continuă în Partidul Social Democrat, pentru că așa se măsoară la noi. Unii sunt mai visceral decât alții, aici se poate. Ce a făcut Oprișan? Păi a criticat sau a răspuns așa în doi peri despre mineriadă. Nu, fata care avea 2 ani la Revoluție era obligată să-l cunoască pe Marian Munteanu, n-a știut cine e și asta a fost. Da? Deci atenție, în momente de genul ăsta, sigur că e ridicol. Adică râdem că o jurnalistă e trimisă de la prezentare de știri pe teren să devină reporteriță, da? Dar un om cu implicație, un om cu greutate în stat, poate să spună ce îi trece prin cap, întrucât la nivelul șefilor lui, să știți că elementele de răspuns sunt cu totul altele. Da? Valorile, scara valorilor este cu totul alta. Acolo, fiind vorba de PSD, poți să spui orice. Ei știu că-s vinovați cu toții, da? De asta aș încerca, Dragnea, să condamne comunismul, deși încoată vă spun, este hilar și asta. Pentru că nu există niciun raport încă oficial că acest partid venea din comunism. Avea apucături comuniste, pentru că, sigur, i-a format din foști nomenclatoriști, dar el tocmai abrogase toate regulile Partidului Comunist Român. Vă reamintesc, Ion Iliescu a abrogat împreună cu FSN-ul tot ce ținea de PCR. Nu mai era valabil în nicio lege al lui Neanicu. Da? Deci l-a omorât pe Ceaușescu, a abrogat absolut tot și a zis: bă, gata,
conduce în țara pe alte structuri, s-a terminat. Ca Idi Amin în Uganda, când a venit și a spus, am terminat, o să facem drumuri și școli, a zis prima dată. Ăia l-au aplaudat, după care, sigur, în timp a devenit un dictator. Deci și Iliescu s-a delimitat a priori, definitiv, de toate astea. Așa că e penibil să vii să spui astăzi de comuniști. Sigur că ei așa aveau comportamentul. Poate cine știe, în momentele alea, Petre Roman era un pic mai răsărit totuși. Ăia l-ați de prin jurul lui Iliescu, i-or fi spus. Haideți, bă, să încercăm și noi. Ce credeți că lor nu le era chef de un pic de viață liberă? Dar n-au reușit. Nu țineți minte când Iliescu le recunoștea oamenilor în față. Aveți dreptate, nu mai dau din mână. Te omorâm, măi, striga lumea. Te omorâm, nenorocitule, nu mai da din mână. Faci ca Ceaușescu. Aveți dreptate, zicea Iliescu, aveți dreptate, nu o să mai dau din mână. Pe care începea discursul și în două fraze iarăși făcea exact ca Ceaușescu. Îmi țin minte perfect toate aceste evenimente. Exact așa se întâmplă. Ei au vrut să scape atunci, dar nu s-a putut, ei nu știau decât în felul ăla să conducă cu toții. După aia s-au scăldat, sigur, au devenit, au început să fure, au văzut că se poate trăi chiar mai bine decât pe vremea lui Ceaușescu, pentru că ăștia erau oameni care trăiseră în altele structuri, nu la coada vacii. Ei nu primeau 4 ouă pe lună de familie sau o sticlă de ulei la 6 luni. Ei o duceau bine, ăștia care au ajuns la putere. Dar nici ei, nici ei în mârșăvenia lor, a Constituției lor, nu și-au închipuit atunci că vor fi atât de odioși. Sunt absolut convins. Nu puteai să-ți permiți nici să te gândești. Da, mă, l-am omorât pe Ceaușescu, las că văd ei acum, teroare. Nu se putea imagina așa ceva. Vadim și cu Păunescu au crezut că vor muri amândoi. Da? Toate otrepele societății, toate rebuturile care o duseseră pe vremea lui Ceaușescu bine și care o primaseră populația țării, credeau că s-a terminat pentru ele. Dar nu mai era nicio soluție. Până în februarie, martie, n-a ieșit unul, bă, să cârie. Dar erau ca Ponta după ce a pierdut alegerile prezidențiale. Miei! Da? Încă o dată vă spun, atenție, nimeni n-a crezut că poate să fie atât de rău în continuare. Nici măcar ei. Atât de odioși erau. Bun, Gelu Voican Voiculescu este un personaj uitat în aceste zile. N-am auzit să-l fi chemat cineva la audier. Vicepremier, totuși, în primul guvern provizoriu din 1990, responsabil cu controlul serviciilor secrete, între 28 decembrie 89, pusă cu mâna, adică la 3 zile după ce o mierlise Neanicu, și respectiv 28 iunie 90, imediat cum s-a ridicat praful de pe colb, da? De la bătăliile din Mineriadă, Gelu Voican Voiculescu, încă absent de pe lista parchetului, a luat apărarea lui Ion Iliescu și crede că vinovat pentru redeschiderea dosarului, alo, este Traian Băsescu, e ăsta ta. Redeschiderea dosarului s-a făcut după referendumul pentru invalidarea lui Băsescu și Codruța Chioveși a cerut redeschiderea acestui dosar. Păi și dacă a cerut ce? Nu-i corect? Pe urmă, fostul președinte, Traian Băsescu adică, i-a imputat procurorului general Nițu că întârzie și nu dă drumul la redeschiderea acestor dosare. Noi nu-i firesc și asta? Ce vrea să-i spună Băsescu? Foarte bine faceți, bă. Evident că avea dreptul să-i atragă atenția. Acum, în acest moment, totul este în inerția acelor inițiative care și-au pierdut obiectul, a mai adăugat Voican, apreciind că vrea să creadă că actuala putere nu este interesată să se răfuiască cu Iliescu, care ține de domeniul trecutului. Acuzațiile care sunt aduse lui Ion Iliescu sunt aberante, spune Gelu Voican. Doamne, vreau să fiu și eu prezentator de știri, uite, dă-i încolo cu astea ale lor, să zicem că voi fi retrogradat după emisiunea asta sau după altele, mă dau și pe mine afară de la emisiune și o să mă trimită, nu știu, moderator, fac o emisiune de asta matinală, da? Și dau și eu un telefon sau mi se spune în cască la un moment dat, bă, avem un telefon, e Valentin Ceaușescu la telefon. Da, eu am propter în față, vorbesc despre vreme, că s-a încălzit afară, nu știu. Avem pe Valentin Ceaușescu. Bună ziua, domnul Valentin Ceaușescu. Alo, ne auziți, domnul Valentin? Da, vă aud. Bună ziua. Bună ziua. A, schimbăm noi două vorbe, ați văzut că s-a încălzit afară. Ce ziceți de dosarul Elenei Udrea, celălalt plictisit de chestii de genul ăsta? Și la un moment dat, eu prinzând un pic curaj, așa că se apropie weekendul, dau să-l întreb. Dar dacă îmi permiteți, domnul Valentin, o întrebare așa mai indiscretă. Dumneavoastră sunteți
chiar fiul fostului dictator Nicolae Ceaușescu? Ăla, dacă are prezența de spirit al lui Marian Munteanu de astăzi, da, domnișoara, am mai trecut și eu pe acolo, adică prin piața universității, mi-ar putea răspunde, poate că da. Așadar, poate că sunteți chiar fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Ce interesant, iată o informație burtieră imediat. Valentin Ceaușescu ar putea fi fiul lui Nicolae Ceaușescu și căpătând și mai mult curaj, văzând și burtiera aia care mi-acoperă chiar și burta pe ecran, ar putea să-l întreb, dar ce mai fac Nicușor și cu Zoia, dacă îmi permiteți așa o întrebare? La care ăsta râzând să zică, păi tocmai acum am venit, le-am pus câte o floare la amândoi, ce frumos, iată un frate care dă flori, bărbați care mai dau flori în ziua de astăzi, da? Dacă îmi permiteți totuși așa, domnul Valentin, că știu că pe acum 20 de ani avea un început de ciroză, Nicușor, e pe la Viena? Să mai tratează? Că n-am mai auzit de el. Ăsta bombănind acolo, cine știe ce, nu se aude, nu avem semnal, chestii de genul ăsta, ăștia stupefiați, sigur, prin spatele meu în redacție. La sfârșit, dacă văd că, să încheiem o dată discuția, că nu mai aud pe nimeni nici în cască, să-i spun și sărutări de mână Zoiei. Ce s-ar întâmpla, de exemplu, după o astfel de intervenție? La un jurnalist, ce faci cu el? Dacă vine și spune lucrurile astea în direct la televizor. M-aș întreba și eu. Bun, hai să mergem mai departe. Marele analist Adrian Năstase nu consideră necesar momentul de reculegere cerut la Congresul PSD de Liviu Dragnea. Bă, ăștia o țin între ale lor, într-adevăr. Ba, cu mult tupeu, mult tupeu, și cu ironia aia lui, deci vine să-l mai împuști odată, zice așa, poate că în curând ar trebui să ne cerem scuze pentru unele dintre victimele capitalismului. Hai să lăsăm asta cu victimele comunismului, da? Iată, deci că Bombonel, până la urmă, se legitimează totuși și el de acolo. Stânjenitor, cum ei chiar credeau în această chestiune. Băi, vă reamintesc, hopa, moșilor, vă reamintesc că astea sunt doar așa neoficiale, băi, cu comunismul. Da? Neoficiale, voi ați putut să ziceți de la început, cum bă, noi ăștia care l-am stârpit pe Ceaușescu, cine l-ar fi omorât? Că alții vreau proces, ca la Nürnberg. Păi vrea să iasă Ceaușescu, dacă s-a apucat de scris în pușcărie. Sau după bună conduită ne ieșea Neanicu pe stradă după 20 de ani. Ca Breivik. Ce făceam, bă? Breivik o să iasă la un moment dat, da? Pentru bună conduită. Ce o să facem cu el? Ieșea Ceaușescu după 20 de ani din pușcărie. Păi da, se organizau alegeri în seara aia, mă, și le câștiga. Se întorcea la putere, ce te făceai? Ăștia toți ar fi fost preșni. Și liberalii, și pesediștii. Da? Cred că și domn general Oprea. Toți erau cu el. De dintr-o dată se întorcea societatea, ne trădau cu toții, rămâneam ăștia câțiva singuri, partidele se băgau în spatele lui Ceaușescu și aia singurul conducător. Ceaușescu și popor, Ceaușescu, pace! Și rămâneam singuri, da? Deci într-o singură zi, nu mai vorbesc de oameni, pomeni, toate astea, Neanicu, da? Și aduna repede camarila aia care mai era în viață, la revedere, tată. Îl omagiam pe Nicușor 2 săptămâni, că era oricum mort, asta e, da? Și Neanicu ieșea din pușcărie. Deci atenția asta cu comunismul, cu... Da, mai bine totuși să înfierăm, ne atrage atenția Bombonel, victimele capitalismului. Și aici, ca să pară el un comunist cu față umană, zice așa, și eu, de exemplu, cu privatizările pe care le-am făcut, am mai ucis, între ghilimele, dar am mai exterminat, cum ar veni, adică ți-ai pierdut locul de muncă tocmai pentru că inițiatorul, creativul de Bombonel a decis să privatizeze, să facă țara să meargă înainte. A mai închis și el niște combinate. Nu zice că le-a vândut și că a luat banii, nu. Zice că el, pentru țară, da? Orizontul era absolut închis atunci, nu se vedea nimic. Și el a mai încercat să mai deschidă. Deci capitalismul pe care el l-a inaugurat până la urmă sau alții ca el, el l-a desăvârșit, a mai făcut niște victime. Fenomenal, vă! Păi totuși pe ăsta nu găsiți, dragi procurori, nu găsiți vreo chestiune, vreun dosărel de ăsta, cât un hipopotam de greu, să-l aduceți un pic și pe el zilele viitoare? Că uite și cu Ion Iliescu, uitasem de el și cum a sărit iepurele dintr-o dată, hop, cum s-a deschis televizorul, e căutat Ion Iliescu. Mă, căutați-l și în curbă. Ăsta e adevărul. Căutați-l peste tot, mă. Că și așa anii ăia nu ni mai dă nimeni înapoi. Nici CEDO, nici justiția, nicăieri, mă. Nu o să ni mai luăm niciodată înapoi, stați și despre ăștia nu vorbește nimeni, mă.
Că noi suntem de aia care când ne întâlnim pe stradă zicem, vai, dar ce repede a trecut timpul. Unde să treacă repede timpul, bă? Mi s-a părut că au trecut repede 25 de ani de mizerie. Și atunci vă meritați, bă, soarta. N-a trecut repede absolut deloc. A, dar ce repede trece timpul. Și băiatul? A, păi la facultate. Toți sunt la facultate, ați observat asta? Când te întâlnești cu cineva, oricât ar fi ăla de cretin, da? E la facultate, feciorul, fata e la facultate, câinele lui e la facultate, nevasta lui e la facultate, toți sunt la facultăți. Ei sunt niște nimeni în continuare. El, de exemplu, e cu pantofii rupți, e pe și mea ta, pe asta. Păi, la acasă, mai o afacere, s-a închis fabrica, da? Hai, trei gen, descurcăm. Dar ai lui toți, bă. Deci el n-are după ce să bea apă, da? Umblă cu gratuitățile astea de pe mijloacele de transport în comun, mai stă la câte o pomană la Onțanu, bă, dar ai lui tot neamul sunt la facultate, bă. Foarte interesantă chestiunea asta. Bine, sprijin din partea PSD pentru Ion Iliescu, trebuia să avem și o astfel de reacție, Șerban Nicolae, fost candidat anunțat la președinția PSD, care s-a retras, n-a primit sprijinul filialelor, e bine, acum sare în ajutorul lui Iliescu, că e firesc, Iliescu nu mai e practic în PSD, n-are de ce să-și facă griji. Bineînțeles, mă. Bineînțeles că n-are de ce să-și facă. Eu cunosc foarte bine dosarul. Și ce s-a chinuit Dan Voinea, procurorul, adică să facă acolo, a spus senatorul PSD, a fost consilier la Cotroceni în al doilea mandat al lui Iliescu. Da? Sunt șanse mici ca Ion Iliescu să aibă, să dea socoteală cuiva, mai ales că vina este împărțită. Păi, dar noi nici nu vrem să dea foarte mare socoteală, că e greu de crezut că va lua 150 de ani. Dar măcar să ajungă după gratis, să scrie câteva cărți și într-o zi, în somn, într-o dimineață, în somn, să-l vedem pe prima pagină în Kamikaze, că ăștia săracii speră să mai trăiască până atunci. Uitați-i. Uitați-i ce gafă comicii ei. Vai de mine, domnilor, vai de mine, gașca lui, adică băiatului ăsta de la Haikyu, și vedeți pe penali, Mazăre, Bombonel, Dragnea, Ponta, Șova, Vanghelie. Dar unde e Iliescu, bă? Ăsta stă într-adevăr Bombonel cu ciocanul și cu secera în același timp în mână. Da? Calcă ei aici peste niște cadavre, peste niște bănuți, peste... Da, e un pic de atmosferă de petrecere. Dar unde e Iliescu, mă? Ei care nu trăiesc decât pentru să-l vadă pe Iliescu într-adevăr cu ochii închiși, să se uite la el cum ne uitam noi la Ceaușescu în 89. Trebuie să luăm o pauză, totuși antrenează-ți creierul, dragi prieteni, 300 de tehnici și de exerciții. E folositor, într-adevăr, asta cu creierul. Dar nu pentru mult timp, că o să se schimbe societatea și nu o să mai gândim cu creierul, o să fie și mai simplu, o să vedeți, o să existe aplicații pentru asta. Pe Windows, pe iOS, pe Android, nu o să fie probleme. Fiecare depinde ce telefon are și depinde ce trafic ai, în funcție de abonamentul pe care îl va avea fiecare. De ce pierdem cheile de la mașină? Asta s-o întrebați pe fata aia, pe Ornela aia, pe blonduța aia care a fost dat afară după o singură zi de job, că s-a lăudat pe Facebook, primise un post de consilier. Dumnezeule, cum arăta! De nici Ornela Muti nu-i se urca, nu-i ajungea la nas. Da. Ne întoarcem după pauză și o să vă arătăm și vom vorbi și despre alte subiecte. Ne-am întors, uitase mai devreme să dăm și SMS-ul și prețul pentru creiere, cât mai sunt eficiente, cât mai pot fi antrenate, 79 de lei, preț redus de la 99,9, textul litera cu SMS, scris cu majuscule prin SMS la 1800. Deci scrieți litera cu litere mari la 1800. O imagine de revăzut din Kamikaze. Aici e vorba de Mihai Sturzu și gașca lui din 73, cu Ana Leana și Ion Iliescu. Pe noi ne interesează mai mult acest personaj din mijloc, care ține două bile în mână. Sunt bilele pe care urmează să le arunce cu Ana Leana. Uitați că la aruncarea greutății e Coana și uitați-l pe Iliescu, ce parșiv. Uitați-vă cum era îmbrăcat, uitați-vă cum stăteam, dar ce umilință. E, ăsta avea să fie votat de toată țara să ne conducă după ce o omorâse pe aia din stânga lui. În ce țară se mai poate întâmpla așa ceva? Bun, acum o să ajungem din club
direct în Parlament sau invers, că vă povesteam mai devreme, această ornelă a mutii a Parlamentului României, din păcate am pierdut-o după o singură zi, că toate lucrurile frumoase trec repede, Ornela Borozan a chemat-o, a devenit consilier al deputatului Marius Manolache pentru că era mai frumoasă și decât Marilyn Monroe, firesc. Marius Manolache, finul lui Victor Ponta, între paranteze. Însă ea, după ce a primit această funcție venită de nicăieri, că am înțeles că a lucrat prin casino și a fost prin cluburi înainte, a postat pe Facebook cum a ajuns acasă un mesaj, gata cu discuțiile în trafic. Chipurile acum avea și loc de muncă și loc de parcare. Hai să o vedem un pic pe fată. Bun, asta e o imagine pe care nu trebuia să o arătăm. Dar nu ne interesează, nici asta nu-i teribilă, mai sunt câteva unde putea să o vedem bine. Uitați-vă puțin, pe asta a văzut-o și Marius Manolache, fata a venit și a început să-i spună. Păi am absolvit așa, da, am făcut două facultăți, știu spaniolă, știu, el s-a uitat la poza aia. Da, mă rog, au stat puțin pe ecran, dar în orice caz când a văzut acea poza a treia cu fata tolănită acolo, a angajat-o pe loc. Ați văzut că l-au întrebat imediat invidioase jurnalistele că la cum a ajuns în asemenea funcție și a spus, de ce? Asta e discriminare, ce dacă e frumoasă nu poate să ajungă. Însă s-a lăudat prea repede acasă și se pare că Manolache, strâns cu ușa de ai lui, bineînțeles, da? De femeile din sfinte din jurul lui, care evident i-au cerut socoteală, a dat-o pe asta afară, tocmai este, iată, dovadă de rasism clar. Adică dacă arăți așa, nu poți să lucrezi nicăieri în societate? Răspunsul este nu. Poți doar să te lauzi. Deci uite, o anunțăm pe fată, dacă l-a cunoscut pe Marian Munteanu, de departe, nu vreau să spun, dacă știe cine e, poate să obțină un post. Da? Asta e liberal la Digi24, o poziție de prezentator. Așa că, nea prelipcene, poate că dânsa este un pic mai dotată și ia-o tu. Așa. Pomana astăzi, după cum știți, la Oana Zăvoranu, pe bază de chestionar, o nebunie, ci că în fața vilei Marioarei Zăvoranu, din Afumați, Oana a anunțat pe Facebook la ora 11 că va da haine, blănuri, ce i-a aparținut defunctei, dar va da de pomană, tocmai așa pentru veșnica pomenire, s-au strâns vreo 300 de oameni care au apucat să se calce în picioare. Oana Zăvoranu a venit cu 4 ore mai târziu acolo. Oamenii au plecat finalmente dezgustați că n-au apucat la blănile alea, într-adevăr, care costau o avere. Zice, am stat atâtea ore degeaba, abia dacă am prins o haină. S-au plâns unii care sperau să fie și sarmale, dar Oana, mai zgârcită până la urmă, n-a dat foarte mult să pară. Pensionar a leșinat în mulțimea de oameni și a avut nevoie de ajutor. Nu se fac numai revoluții pe Facebook. Poți să dai jos guverne, lumea arabă, poți să începi revoluții, războaie mondiale, da? Poți să pilotezi drone de pe Facebook, iată, poți să pierzi o slujbă tot pe Facebook. De asemenea, pe Facebook, chiar dacă nu știi ce e aia și n-ai văzut niciodată un calculator, cum este cazul acestor pensionari, bine, vestea s-a răspândit cu o asemenea urgență încât ei erau toți înfipți acolo la ora 11. Numai pensionari. Ei, ce spuneți de asta? Vedeți că până la urmă aveam dreptate când vă spuneam că digitalizarea societății ne va scuti de multe? Să nu e o societate în care să pui mâna pe carte. Nu va mai fi o societate în care va trebui să știi ceva. Toate lucrurile se vor rezolva așa. Facebook-ul ăsta va fi ca o antenă dintre asta care va exista printre noi, te va informa și dacă nu vrei. Cum sunt telefoanele astea, nu vedeți cum bâzăie asta toată emisiunea? Cel îți trimite știri din toată lumea, fără să faci nimic. El te informează non-stop, non-stop, îți dă cu lingurița. Acum, dacă mă uit pe el, sunt 360 de știri de când a început emisiunea, venite de peste tot din lume, orice se întâmplă. Dacă unul îi dă un cap cu bâtă unui în Benin, îmi scrie ăsta. Mi-a scris de altfel înainte că sunt 6 morți în Rede Congo, la o răzmeriță. Bă, absolut orice. Da? Deci femeile alea care habar n-aveau ce era Facebook, au aflat. Au aflat din gură în gură, nu contează cum s-a dat informația, că să dau hainele răposatei Zăvoranu. Elena Udrea mai are cu o săptămână de libertate, dar nu prea mult, pentru că votul în plen va avea loc miercurea viitoare, după care se va întoarce la beciul domnesc cel mai probabil, pentru că liberalii au declarat deja că nu o susțin, probabil nu o va susține prea multă lume. Dosarul are 24 de chile.
n-au putut procurorii mai mult. Se pare că pe surse de la Cotroceni, fosta blondă de la Cotroceni, ca să facem termenul complet, da, s-ar fi aflat așadar pe surse că unul dintre denunțătorii din nou dosar, ăsta de un chintal, privind o mită de 4,7 milioane de euro, ar fi chiar fostul ei soț, Dorin Cocoș, care avea calitatea de martor, evident. Dar interesant asta, domnule. Celena Udrea a fost căsătorită cu un urât, un hoț și un laș timp de 11 ani. Bă, în zilele astea, doamnă, sigur că vă merita soarta. Pentru că nu se spune că la căsătorie este singurul lucru în viață în care oamenii pot să aleagă. Pentru că teoretic așa e. Părinții nu ți-i alegi. Meseria nu ți-o alegi, că asta depinde ce elicopter ai. Vorba lui Piersic. Și eu aș fi vrut să mă fac profesor de chimie, dar nu știam nicio ecuație, nicio formulă. Deci n-aveam cum. Da? Aici nu ține de voința ta. Vreau să mă fac aviator, dar dacă amețesc când mă învârt eu la o dată, nu mai pot. Da? Deci nu ți alegi meseria, nu ți alegi părinții, nu ți alegi nimic în viață. Evident, nici copiii nu ți alegi, că nu știi până în ultima clipă ce e. Te bagi, ce e? Deci doamna Vas, Andreea Paul, Vaș, da? Nu știe nici când a născut. Inițial a zis că a născut sâmbătă, ca să nu tragă chiulul, că ea muncește în timpul săptămânii, acum a rectificat și a zis am născut luni. Ăsta e politicianul. Nici da, nici nu. De nici măcar data nașterii nu știe. Data nașterii copilului. Deci asta spun, singurul loc sau lucru pe care ți-l alegi în viață este căsătoria, teoretic. E bine, doamna Udrea l-a ales pe domnul Cocoș. Ăsta era domnul Cocoș, care sigur ca să scape mai ușor, că vede că s-a strâns lațul, dă acum din casă, dă toate. Și o să aflăm probabil de tot felul de sume. Doamna Udrea ne va spune același lucru, bineînțeles, că să denunță ca să scape unii mincinoși. În păcate era înconjurată numai de lepre. Iată, nu este unul serios care să zică din jurul ei, nu domnule, eu n-am luat nimic. În evenimentul zilei, pe prima pagină, mă rog, o parte așa a venit cu gem, cumva, am mai încercat noi să mai ștergem un pic, dar vedem pe somnorosul Dan Mihalache, fotografia pe ascuns, asta chiar nu e o știre, dacă las fotografia pe ascuns, ce? Dan Andronic, evenimentul zilei își continuă drumul, ăsta e dosarul Elena Udrea, cine se îndoia de acest lucru, Mihai Gâdea se răzbună pe DNA și publică date personale din dosarul Gala Butie. Sunt multe, într-adevăr multe, și ne-au mai rămas și nouă câteva subiecte epocale, dar n-am mai apucat pentru că astăzi a fost o zi lungă. Nici nu m-aș fi prezentat astăzi, să știți. Nu m-aș fi prezentat, l-aș fi rugat pe mănăstire să-mi țină el locul, dar până la urmă m-am trezit târziu, n-am știut să-l anunț și de asta a trebuit să vin. O să vedem mâine dacă mai putem să mai reluăm ceva, pentru că într-adevăr astăzi erau 50 de știri. Într-adevăr, care puteau să facă obiectul unor discuții în această emisiune. Pe mâine seara.